Salutare, prieteni, bine ați venit pe lecții de informatică. Sunt Iosif Bodnar și continui seria tutorialelor dezvoltare web Cascading Style Sheet. Acest tutorial video are drept scop să învățați despre Float, despre modul cum elementele HTML pot să plutească în cadrul unei pagini web. Pentru aceasta voi crea un nou fișier HTML în acest editor brackets. Clică dreapta cu mouse-ul, selectați New File. Am să denumesc acest fișier float.html, Enter. Și am să încep de la început structura unei pagini HTML, utilizând acest element doctype. Mai întâi acest semnul al exclamării, după care doctype HTML, tagul HTML, urmat de head, așa, și aici în interiorul acestor elemente head am să scriu acest tag title și voi scrie denumirea pentru această pagină web float, așa. Bun. După care aceste taguri style, în interiorul cărora voi scrie CSS intern, după head avem body, tot ce vom scrie, toate elementele pe care le vom scrie în interiorul acestor taguri body vor apare pe această pagină web. Așa. Și atunci voi utiliza trei elemente bloc div în cadrul acestui element body. Primul element bloc div, așa, cel de-al doilea și cel de-al treilea. Bun. Și voi scrie în interiorul primului element bloc div, bloc 1, pentru cel de-al doilea bloc 2 și pentru cel de-al treilea bloc 3. Așa, și am să mă duc aici în interiorul acestor taguri style și voi începe să scriu stilurile pentru fiecare din aceste blocuri. Mai întâi, pentru aceasta, voi utiliza acest atribut class și pentru primul bloc acest atribut class va avea valoarea roșu. Pentru cel de-al doilea, atributul class va avea denumirea galben. Așa, și pentru cel de-al treilea element div, atributul class va avea valoarea albastru. Așa. Bun, și atunci am să utilizez fiecare dintre aceste valori ale atributului class în interiorul acestor taguri style și voi crea stilurile pentru fiecare dintre aceste blocuri div. Voi începe cu primul și atunci voi utiliza acest selector roșu, urmat de acolade și voi scrie stilurile pentru primul bloc div. Voi începe cu acest background color pentru a crea culoarea de fundal și va fi red. Voi utiliza acest cuvânt cheie red. Da? Și să utilizăm un stil și pentru scris. Voi utiliza această proprietate color cu valoarea, da, să fie un galben deschis, da? Așa, bun. Și dacă veți arunca o privire pe pagina web, în partea stângă, veți vedea stilurile pentru primul bloc div, pentru acest bloc cu acest atribut class și cu valoarea sa roșu. Avem această culoare de fundal roșu și scrisul cu galben, pentru că am utilizat aceste două proprietăți, background color cu valoarea red, iar pentru scris am utilizat această proprietate color cu acest cod hexadecimal care practic reprezintă această culoare galben. Așa, același lucru, aproape același lucru vei face și pentru următoarele blocuri și atunci următorul bloc va avea acest selector albastru, da, care coincide cu valoarea pentru atributul class al acestui bloc. Este galben, îmi cer scuze, nu albastru. Albastru este pentru ultimul bloc, galben, așa. Să scriem stilurile în interiorul acestor acolade și atunci background color pentru culoarea de fundal, blue, așa,
Iar pentru scris, în acest caz vom utiliza un roșu. Așa. Da, deci cred că acest roșu este bine. Poate mai deschis un pic, da? Bun. Așa. Și pe pagina web, dacă veți arunca o privire, a apărut stilurile pentru cel de-al doilea bloc div, culoarea de fundal albastru și scrisul un roșu deschis. Așa. Cel ultimul bloc albastru, deci acesta este selectorul pe care îl vom utiliza pentru a crea stilurile pentru ultimul bloc. Practic, acest selector reprezintă valoarea pentru acest atribut clasă. Culoarea de fundal, background color, și vom scrie blue. Și pentru scris vom utiliza un roșu, da? Un roșu deschis, da. Bun. Și acum am observat că aici am greșit la culoarea de fundal, la cel de-al doilea element div. Aici trebuie să avem yellow. Așa, bun. Da, pentru că cel de-al doilea bloc, culoarea de fundal trebuie să fie galben. După care, acest ultim bloc, după cum vedeți, culoarea de fundal este albastru. Da, și scrisul am folosit tot un fel de roșu deschis, la fel ca și pentru cel de-al doilea bloc. Bun. Și în acest moment avem stilurile pentru aceste două blocuri, pentru aceste trei blocuri. Am să măresc acest browser și puteți observa că lățimea celor trei elemente div se desfășoară pe lățimea browserului, pentru că aceasta este setată implicit de către browser. Pentru că nu avem, așa cum puteți observa, nici o proprietate pentru width, de asemenea nu am setat nicio proprietate pentru height, adică pentru înălțime, și atunci înălțimea se desfășoară în concordanță cu dimensiunea fontului utilizat pentru scris. Așa. Bun, haideți să atribuim o lățime fixă pentru aceste elemente bloc. Așa, să fie pentru primul de pixel și putem utiliza aceeași lățime pentru toate celelalte blocuri și o înălțime să fie 200 pixel, da, este ok, bun, așa, și voi copia aceste două proprietăți cu Ctrl-C și am să le lipesc pentru celelalte două selectoare care creează stilurile pentru următoarele blocuri. Așa, și în acest moment ce observăm că aceste trei blocuri își reduc dimensiunea pentru lățime, ele nu se mai desfășoară pe lățimea browserului pentru că noi am setat o valoare fixă pentru width, pentru lățime, pentru toate aceste trei blocuri și de asemenea am setat o proprietate pentru înălțime, această proprietate height, 200 de pixel și de aceea înălțimea nu se mai desfășoară în concordanță cu dimensiunea fontului scrisului, ci aceste trei blocuri au înălțime fixă în acest moment. Dar după cum observați, chiar dacă am creat o lățime și o înălțime fixă pentru aceste trei blocuri, ele se aliniază una sub alta și nu una după alta. De ce se întâmplă acest lucru? Acest lucru se întâmplă pentru că un element div, un element HTML div este un element bloc. Acest lucru înseamnă că elementele bloc se aliniază una sub alta. Spre deosebire de elementele bloc, elementele HTML inline se aliniază una după alta. De ce se întâmplă acest lucru? Dacă voi merge în acest instrument Inspect și voi selecta primul element div, observați cum avem acolo exact pe dimensiunile blocului 1 o bandă de culoare portocaliu maro, care ne arată că de fapt chiar dacă noi am setat o lățime fixă pentru acest bloc, în realitate el se desfășoară, el ocupă practic toată lățimea browserului. Și din această cauză elementele bloc se aliniază una sub alta. La fel se întâmplă și cu următoarele elemente div, așa cum puteți observa.
Deci acesta este modalitatea de aliniere a elementelor bloc. În schimb, elementele inline, așa cum vă spuneam anterior, ele se aliniază una după alta și nu una sub alta, sub alta ca în cazul elementelor bloc. Un element HTML inline este acesta img pentru imagini și atunci am să inserez o imagine. De altfel, în ceea ce privește elementele inline, așa cum le spune și denumirea inline, deci ele se aliniază în linie, deci una după alta. Și atunci am să folosesc această imagine, fie această imagine natura, așa. Bun. Pentru că am utilizat-o aici, primul element HTML, această imagine practic apare prima. Și dacă voi copia acum această imagine și am să o lipesc aici, observați că de această dată cea de-a doua imagine a venit aliniată după prima imagine, chiar dacă voi mări dimensiunea acestui browser. Da? Deci acum puteți observa clar diferența dintre elementele bloc și elementele inline. Deci elementele inline, așa cum vedeți în exemplu de față pentru aceste imagini, se aliniază una după alta, pentru că ele ocupă doar spațiul aferent dimensiunilor sale implicite sau dimensiunilor sale setate în browser. Spre deosebire de elementele bloc, ele ocupă practic toată lățimea browserului, chiar dacă au setate alte dimensiuni. Bun, am făcut doar o mică recapitulare. Eu am un tutorial legat de elementele inline și elementele bloc, care sunt diferențele între ele. Urmăriți acolo acel tutorial dacă doriți să știți mai multe în detaliu în ceea ce privește diferența dintre elementele HTML inline și elementele bloc. Bun, am să șterg aceste două linii de cod, pentru că nu am nevoie în acest moment de aceste imagini, vreau să lucrez în acest moment doar cu aceste elemente div block. Bun, și atunci haideți să modific și aici, la which am să pun auto pentru toate celelalte trei blocuri. Da, în acest moment, dacă observați, cele trei blocuri practic ocupă toată lățimea browserului, da? Pentru că am utilizat această valoare auto pentru proprietatea width. Bun. Și acum, dacă dorim să floteze, să plutească un element, de exemplu, doresc acest bloc, primul bloc care are acest fundal de culoare roșie, să plutească în partea stângă, voi utiliza acest cuvânt care e float. Două puncte și în această listă putem vedea valorile pe care le putem atribui acestui float. Inherit, care înseamnă moștenire, left înseamnă că se va pluti în partea stângă, none, deci nici o parte, iar right înseamnă că acest element va pluti în partea dreaptă. Practic, ce înseamnă această plutire? Aceste elemente vor fi poziționate în partea stângă și în partea dreaptă. Acest lucru înseamnă că elementele HTML pentru această proprietate float, deci elementele HTML care plutesc, ele pot să plutească doar pe orizontală. Deci ele nu pot să plutească pe verticală. De ce? Pentru că avem doar aceste două valori, left and right, deci stânga și dreapta. Din această cauză, elementele HTML pot să plutească doar pe orizontală. Deci ele nu pot să plutească pe verticală, pentru că nu avem aici valorile top și bottom. Deci top ar fi sus, iar bottom ar fi jos. Bun, haideți să utilizăm prima valoare left. Și haideți să vedem ce se întâmplă. Voi mări acest browser. Ce se întâmplă? Deci, automat, observați cum își schimbă dimensiunea primul bloc, care are acest fundal de culoare roșie. El se lipește de partea stângă. De ce? Pentru că am utilizat această proprietate float cu valoarea left. Deci, acest lucru înseamnă că acest bloc plutește spre partea stângă și următorul bloc care a fost înainte aliniat sub primul bloc, deci blocul numărul 2, ocupă toată partea dreaptă pentru că are această proprietate uită setată auto. Iar blocul numărul 3 rămâne, așa cum vedeți, sub cele două blocuri. Dacă, de exemplu, am să pun și pentru acest galben un float, am să utilizez această proprietate float, da? Și am să-i pun aceeași valoare left, observați cum de această dată blocul numărul 3 se lipește de blocul numărul 2, urmează cele două blocuri pentru că de această dată și acest element
acest element div cu această culoare de fundal galben plutește spre stânga, utilizând această proprietate float cu valoarea left. Și de această dată, acest bloc numărul 2 schimbă și dimensiunea în mod automat, iar blocul 3 se lipește și de cele două blocuri și ocupă toată lățimea browserului. Bun, practic ce se întâmplă, toate aceste elemente bloc care ați observat, ele de fapt ocupă toată lățimea browserului, ele își pierd această capacitate atunci când utilizăm această proprietate float și de aceea ele pot fi aliniate de această dată una după alta. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă dacă nu dorim niciun element să plutească în jurul unui element HTML. De exemplu, dacă nu dorim ca acest bloc, unde avem această valoare pentru proprietate clas albastru, deci cel de-al treilea bloc, cu această culoare de fundal. Noi nu dorim ca în jurul acestui element să plutească alte elemente HTML. Vom utiliza această proprietate clear cu această valoare both. Da? Și ce se întâmplă? Practic, acest bloc în această dată coboară sub cele două blocuri. De ce? Pentru că am utilizat această proprietate clear, elementele HTML nu pot să plutească în jurul acestui element div, acest bloc 3. Bun, ce mai putem să facem? De exemplu, da, deci putem utiliza o altă valoare, așa cum vă spuneam, elementele HTML pot să plutească pe orizontală și putem utiliza aici right, spre exemplu, da? Așa, și ce se întâmplă? Practic, acest bloc 2 se deplasează spre dreapta pentru că am utilizat această valoare pentru proprietatea float și anume right. Am să scot cele două blocuri, acest bloc fundal de culoare galbenă, spre exemplu, dar pentru că nu mai am nevoie de ele, am să lucrez doar cu primul bloc, cu acest bloc care are această culoare de fundal roșu. Așa, practic am să scot și aici în HTML în afară aceste două blocuri, blocul numărul 2 și blocul numărul 3. Așa, și am doar acest bloc numărul 1. Am să scot practic această proprietate float. Nu mai am nevoie de ea în acest moment. Bun. Și atunci haideți să copiem, să mai scriu, da, să spunem, haideți să copiez acest text de mai multe ori. Așa, haideți să copiez din nou o bucată mai mare de text, așa. Bun. Așa, cred că este suficient. De fapt, eu urmăresc că vreau să vedeți cum puteți să utilizați această proprietate float sau cum plutesc elementele HTML în interiorul unui bloc în condițiile în care un element div este un element părinte și utilizăm în cadrul acestui element div părinte alte elemente bloc, cum ar fi de exemplu un paragraf sau un nivel de titlu și de asemenea elemente inline, cum ar fi de exemplu o imagine. Deci cum plutesc elementele inline și elementele bloc în interiorul unui element părinte bloc. În acest caz, elementul părinte bloc este acest div cu atributul class, având această valoare roșu, acest atribut class și aici în partea de sus avem setate stilurile pentru acest bloc. Bun. Și atunci voi utiliza acest tag pentru paragrafe. Am să tai tot acest text cu Ctrl X și am să lipesc în interiorul tagurilor P. Bun. Și am să utilizez o imagine de asemenea, folosind acest tag IMG, acest atribut SRK, semnul de egalitate, după care am să inserez această imagine. Așa.
Bun, imaginea, după cum vedeți, a și apărut în interiorul acestui blog. Spre exemplu, dacă am să pun aici doar 100 pentru înălțime, ce se întâmplă? Observați cum imaginea depășește blocul, iese în afara acestui bloc, precum și scrisul se deplasează în jos, pentru că în acest moment noi avem acest element inline, utilizând acest tag img și avem acest paragraf care este de fapt un element bloc și atunci scrisul se aliniază sub imagine, pentru că, așa cum puteți vedea, paragraful ocupă întreaga lățime al browserului, pentru că este un element bloc. Și din această cauză, el vine în afara acestui bloc și o parte din imagine, așa cum vedeți, pentru că avem această înălțime height setată cu 100 de pixel, deci înălțimea este fixă, iar înălțimea acestui bloc este mai mică decât înălțimea imaginii sau decât înălțimea formată din înălțimea imaginii și înălțimea acestui text. Așa, și din această cauză, aceste elemente HTML se deplasează în afara acestui element bloc div, chiar dacă ele în interiorul acestui editor apar, așa cum vedeți, atât imaginea cât și întreg acest text apare în interiorul acestui bloc div. Așa, ce este de făcut? O soluție ar fi să nu utilizăm deloc height, da? Deci scoatem în afară acest height și atunci ele în mod automat revin în interiorul acestui bloc, pentru că înălțimea acestui bloc în acest moment este flexibilă și ea se va modifica în funcție de conținutul acestui bloc, sau putem crea sau putem seta o înălțime mai mare. Bun, haideți să-i setăm o înălțime mai mare, să spunem aici 200, să vedem. Da? Să fie 250, da. Bun. În acest moment observați că imaginea se află în interiorul acestui bloc, pentru că înălțimea sa este mai mică decât înălțimea acestui bloc, dar textul, scrisul, o parte din scris apare în afara blocului, pentru că înălțimea celor două elemente, a imaginii și a textului, este mai mare decât înălțimea blocului. În această cauză avem o parte din text în afară. Haideți să vedem cum putem să reglăm aceste lucruri. Mai întâi voi folosi și pentru acest paragraf, voi folosi un atribut class și am să-i dau această valoare, să-i spunem, plutire. Așa. De ce folosesc sub această formă? De ce folosesc un atribut class pentru paragraf? Folosesc un atribut pentru paragraful class pentru că dacă am să utilizez tagul în interiorul stilul în interiorul CSS, atunci toate stilurile pe care le voi aplica paragraful acelui tag P, care va fi utilizat în calitate de selector aici în CSS, se va aplica pentru toate paragrafele. Dar eu doresc să utilizez stiluri specifice doar pentru acest paragraf. Și atunci utilizați un atribut class și dați-i o denumire în felul acela. Se vor aplica stiluri specifice doar pentru acel element HTML. La fel este recomandat și pentru imagini să utilizăm o clasă, așa, dar eu am să las momentan în felul acesta. Am să pun acest img, dar așa cum vă spuneam, recomandat este să utilizați o clasă și pentru acest tag imagine, da? Pentru că atunci stilurile se vor aplica doar pentru această imagine. Așa. Practic, dimensiunea acestei imagini este, după părerea mea, în ceea ce privește lățimea, mă deosebit, dar și înălțimea este prea mare și atunci eu pot să reglez acest lucru aici în CSS, dar acest lucru, practic, este recomandat să se facă cu un instrument de ajustare a imaginilor, cum ar fi Photoshop, deci nu prea este recomandat să se facă în CSS sau în HTML, dar să spunem că dacă facem niște rectificări mici, atunci imaginea nu se distorsionează foarte mult și atunci, haideți să dăm o înălțime, uite, haide, să fie, să zicem, 150 pixel. Da, este perfect și nu mai este nevoie să ajustăm înălțimea, pentru că acum, practic, dimensiunea imaginii este bună. Observați cum deja cea mare parte a textului apare
aici, în cadrul acestui bloc, dar o mică parte din text a rămas în afară. Dar observați că textul și în acest moment apare aliniat sub imagine, pentru că paragraful este element bloc. Ce putem face ca acest text să apară sus, dacă dorim să apară aici, pe lângă imagine? Da? Ce ar trebui să facem? O soluție ar fi să utilizăm această proprietate float pentru acest tag img și să îi punem această valoare left. Da? Și observați că în acest moment acest text practic se lipește pe partea de sus acestui bloc și se desfășoară de-a lungul acestei imagini în acest moment, pentru că am utilizat această proprietate float pentru acest selector img care practic reprezintă această imagine, acest tag img pentru imagini, și am utilizat această valoare left pentru proprietatea float care a făcut ca acest element HTML reprezentat de această imagine să se deplaseze în partea stângă. Și în acest moment acest element bloc își pierde calitatea sa de element bloc și se lipește de elementul inline imagine, așa cum vedeți în exemplu de față. Noi am putea să mai utilizăm aici această proprietate margin pentru a seta margini, că observați cum textul se lipește exact pe această imagine. La fel și aici vedeți, imaginea se lipește exact de bloc, ceea ce nu arată foarte bine. Și haideți să punem un 5 pixel. Da? Așa. Margini. Bun. Și în acest moment avem o margină pe toate părțile, după cum vedeți. Și imaginea nu se mai lipește de bloc, precum acest text, acest paragraf nu se lipește de imagine, acolo avem un spațiu. Așa, putem utiliza și alte elemente bloc, de exemplu, putem utiliza un nivel de titlu. Așa, și observați cum acest nivel de titlu apare aici în partea de jos. Dacă vom elimina o parte din acest text, ce se întâmplă? Haideți să vedem. Observați cum acest nivel de titlu vine în sus. El este un alt element bloc. Haideți să ștergem mai mult din acest text. Da? Da? Observați cum acest nivel de titlu vine în partea dreaptă. Practic, el se aliniază în partea dreaptă a acestei imagini pentru că avem această proprietate float cu valoarea left. Așa, sigur, noi aici mai putem face și alte rectificări la imagine. De exemplu, am putea utiliza această proprietate border radius. Așa, și am putea să-i acordăm această valoare, să vedem 50%, și în acest moment observați că această imagine apare sub formă circulară, ovală, da? Sau putem să schimbăm această valoare să fie 70%, da? Imaginea apare și mai rotundă, sau 80%, 90%, da. Și în felul acesta avem această imagine sub această formă rotundă, ovală, și avem acest paragraf, acest text care se aliniază de-a lungul imaginii pentru că am utilizat această proprietate float cu valoarea left. Sigur că noi putem, dacă dorim ca această imagine să plutească în partea dreaptă, și atunci utilizăm această valoare right, așa, și imaginea apare aici în partea dreaptă. Bun, haideți să-i dăm din nou left. Așa. Și, spre exemplu, dacă vom schimba aici înălțimea pentru acest bloc de la 250, să spunem, la 150, să fie 100, da? Ce se întâmplă? Acest text, din nou, vine în afara blocului, la fel și acest nivel de titlu, chiar și o parte din imagine. Și haideți să mărim puțin browserul. În acest moment, doar acest nivel de titlu apare în afară și imaginea, da, pentru că lățimea acestui bloc este mai mică decât lățimea acestor elemente HTML. Haideți să punem mai mult text. Așa, haideți să copiez cu Ctrl-C și clipez cu Ctrl-V. Așa, bun. Da, și dacă voi mări, da, nu avem suficient text în afară. Haideți să mai lipesc.
Bun, cred că acum avem suficient text. Bun, da. Ce putem face pentru a încadra acest text, precum și alte elemente HTML, cum este acest nivel de titlu, în interiorul acestui bloc? Avem posibilitatea de a utiliza o proprietate care se numește overflow, da? Deci overflow, ca să oprim această inundare, această modalitate ca celelalte elemente HTML care fac parte dintr-un bloc să inunde alte părți din structura HTML sau să oprim ca celelalte elemente HTML să iasă în afara blocului din care ele fac parte. Utilizăm acest overflow. Putem utiliza această valoare hidden dacă dorim, da? Și în acest moment ele nu mai apar în afara blocului. Dar dacă vom mări acest browser, observăm că nu vedem practic tot textul, nici nu vedem acel nivel de titlu, pentru că este ascuns în acest moment și imaginea, acest bloc taie o parte din această imagine. Deci această proprietate în acest caz nu lucrează, această valoare pentru această proprietate overflow nu lucrează foarte bine și am să schimb cu o altă valoare cu auto. Și ce se întâmplă? Aruncați o privire aici pe pagina web și veți observa că apare această bară de derulare. Și în acest moment avem toate elementele HTML în interiorul acestui bloc, toate elementele copil al acestui element div părinte și avem această bară de rulare și derulăm și practic putem observa toate elementele HTML din acest element bloc div. Haideți să măresc, da? Observați că această bară de derulare rămâne aici și doar derulez, utilizez acest săgesc pentru a vedea tot ce conține acest bloc. Bun, cam atât am avut de spus pe astăzi. Acesta a fost scopul tutorialului video de astăzi, din acest moment. Deci am discutat despre modul de plutire a elementelor HTML într-o pagină web. Practic, scopul acestui tutorial a fost să discutăm despre această proprietate float, cum elementele HTML pot să plutească unele față de altele și chiar mi-aduc aminte acum de faptul că am atribuit această valoare plutire pentru acest atribut class. Practic am făcut acest lucru pentru că haideți să scot în afară acest overflow mai întâi, nu mai am nevoie de el. Așa și aici voi schimba din nou cu 250 de pixel. Așa. Să fie 350. Bun, sau haideți să schimbăm cu auto, să nu mai... Bun, așa. Spre exemplu, dacă doresc din nou ca acest paragraf și toate elementele HTML care urmează această imagine să nu apară sub această formă, să apară sub imagine. Ce pot să fac? Care este soluția, da? Am atribuit această valoare plutire pentru acest atribut class al acestui element HTML paragraf. Și atunci voi utiliza valoarea atributului class al elementului paragraf, și anume punct plutire, acolade. Și voi folosi această proprietate clear, care practic curăță. Dacă voi folosi această valoare both, părțile laterale, stânga și dreapta, deci practic niciun element nu poate pluti acum, în acest moment, în jurul acestui element HTML paragraf. Și observați cum acest element HTML paragraf, tot acest text se deplasează în jos, pentru că am utilizat această proprietate clear cu valoarea both, ceea ce înseamnă că niciun element HTML nu poate pluti pe părțile laterale, pe partea stângă și dreapta a acestui text care este dat de elementul HTML paragraf. Bun, cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial video. Vă aștept în continuare pe Rexea Informatică. La revedere!